contribuit prin această hologramă, care este un Animoji, care este o aplicație prezentă pe iPhone X. Ea se mișcă după acțiunile feței mele, să zic așa, și vocea este tot a mea. Și am mai contribuit prin Instagram story-urile care sunt proiectate în celelalte camere din muzeu. Le-am arătat celor de la muzeu mai multe rețele de socializare pe care îl folosesc tinerii din ziua de azi, cum ar fi Instagram, Snapchat, Pinterest, Instagram Stories, Snapchat Stories, și le-am arătat cum se realizează și cum noi folosim în ziua de astăzi prin mai multe stickere și culori, putem să desenăm. Cum ai fost aleasă tocmai tu? Care au fost criteriile? Cum ai primit propunerea? Propunerea a fost dată de prietena mea, Iza, care nu a putut să fie astăzi cu noi pentru că este bolnavă. Mi-a zis de acest proiect, că este realizat la Muzeul Casa Mureșenilor, și mi-a spus că se va prezenta istoria din 1877 printr-un mod interactiv și nou, care nu a mai fost realizat până acum, și prin rețele de socializare, și cum eu într-un fel folosesc destul de mult rețele de socializare în timpul unei zile, mi s-a părut foarte interesantă ideea și chiar a fost o plăcere. Colegii tăi ai vorbit cu ei? Știu despre această... Da, le-am spus despre acest proiect. Au spus că este interesant cum a fost realizat și că sunt chiar curioși cum a ieșit. Ce povestești tu aici? Ai spus că ai pus voce pe această hologramă. Da, într-un fel prezint despre ce este vorba în proiect și le spun despre hashtag, despre hashtag Casa Mureșenilor, hashtag istorie 1877 stories, bazate pe acest proiect.